vom afla povestea unei tinere care la 16 ani a ales să plece din Republica Moldova, iar la momentul actual este studentă la una dintre cele mai bune universități din Europa. Alături de noi în această dimineață, Ana Stânca, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Ana, vreau să te întreb ce ar trebui să se întâmple sau ce s-a întâmplat pentru ca la vârsta de 16 ani să iai decizia de a pleca din țară? Nu vreau să spun, nimic nu s-a întâmplat la moment. Asta a fost o decizie care a crescut cum am crescut și eu cu vârsta mea, așa și eu am înțeles că este timpul de a pleca. Dar timpul meu a venit puțin mai devreme, dar eu mă uitam la cei ce mă înconjoară, eu eram la moment la școală și eu mă gândeam că întotdeauna se poate face mai bine, pot să mă duc să mă dezvolt mult mai mult. La momentul ăla nu mi se părea că voi avea destule oportunități în mediul sau în sfera în care eu aș vrea să învăț sau în lucrare să devin un specialist bun și m-am gândit că a fost timpul să plec, să-mi fie mai ușor în viitor să capăt o universitate mai bună și asta era timpul meu de 16 ani. Da, apropo, pentru că ai zis în sfera în care îți doresc să activezi, în ce sferă, ca să înțelegem? Eu, la moment dat, eu învăț la Facultatea de Drept și Științele Politice și sigur că aș vrea să capăt un job care ar fi la scrierea dreptului sau nu aș vrea să frecventez dreptul ca un solicitor sau un avocat. Eu aș vrea să mă duc în dreptul european. Am înțeles. Te întrebam acest lucru pentru că pur teoretic, la vârsta de 16 ani, în momentul în care alegi să mergi peste cotare și ai o astfel de decizie, ar trebui să ai anumite gânduri deja care s-au măcinat ceva timp acolo. Gânduri pe care le-ai tot aliniat astfel încât la un moment dat să zici că gata, am plecat. Plus că dacă ai să facem referire la Facultatea de Drept, avem și Republica Moldova o facultate bună la Universitatea de Stat din Republica Moldova. Și atunci de-aia și încercam să înțeleg. De ce Irlanda, apropo? Pentru că dacă e să ne uităm pe harta lumii, sunt foarte multe țări. Eu consider că eu nu am ales țara. Țara m-a ales pe mine. Eu când am avut 16 ani, eu am venit să descoper Irlanda. Mai întâi eu pur și simplu îmi pregăteam locul, mă gândeam oare unde eu să plec. La momentul oarecare, eu întotdeauna știam că eu o să emigrez. Mai înainte sau mai târziu era doar o decizie care îi venea timpul ei. Dar atunci eu am venit în Irlanda la 16 ani și m-am gândit de să văd ce se întâmplă. Am fost și la universitate, care curent este universitatea mea, deoarece asta este un loc turistic, și am fost impresionată de Irlanda, am fost impresionată de oamenii care sunt aici localnici și de sistemul de învățământ. Deci din ceea ce eu am vorbit mai mult cu elevii de școală și mie chiar foarte tare mi-a plăcut ceea ce se întâmplă la deci școală, cum ei predau și cum ei însușesc materialul. Asta a fost punctul meu asta a fost decizia mea, deci eu ar trebui să plec pentru Irlanda. Plus, Irlanda are una din cele mai bune sisteme de educație din lume. Asta pentru mine deja era clar. La ceea ce ține de gândurile mele, la mine întotdeauna era scopul să plec peste hotare. Asta era clar din momentul ăla când eu deja mă pregăteasem limba engleză. Mama întotdeauna voi fi mulțumită ei că ea achita cursurile astea extracurriculare pentru engleză, deoarece la mine eu învățam în școală rusă și mie mi-era destul de dificil și cu limba română, dar și cu limba engleză. Chiar nu ar fi destul. Deci, puțin, pas cu pas, eu mă pregăteam pentru un viitor peste hotare. Și când aveam 16 ani, am văzut cum este altundeva, cum este în altă țară și m-am gândit că asta era o oportunitate și eu am luat-o. Deci nu m-am gândit, nici nu m-am uitat înapoi, pur și simplu am plecat. Am înțeles, dar bine, din informațiile pe care le cunosc la 16 ani, tu ai plecat singură. Cum este posibil? Cum e posibil să plec la 16 ani singură? Da, și unde ai mers atunci? Ai mers direct în Irlanda? Am mers direct în Irlanda, dar nu în Dublin. La moment dat eu stau la Dublin, deoarece că asta este cel mai aproape de universitatea mea.
2 ani în urmă sau deja 4 ani în urmă cât au trecut, eu am plecat mai întâi la nordul Irlandei, deoarece gazda a fost mult, mult, mult mai ieftină acolo, deoarece eu eram singur, eu nu am avut o oportunitate financiară mai deschisă și eu am fost nevoită să mă duc la nord, unde era mult mai ieftin și eu închiriam o cameră cu o familie. Deci ei achitau majoritatea gazdei pentru casă și eu doar pentru o cameră contribuția mea. Asta era decizia, asta era de ce eu m-am dus acolo. Plus, eram într-o familie, dar tot, familie, asta era o familie, familie lor, eu nu eram inclusă, și dar totuși, eram singură, dar nu mi-era singuratic. Eu întotdeauna aveam pe partea mea părinții mei, prietenii mei, mi se și făcusem prieteni noi deja, așa că erau momente și mai triste, dar întotdeauna eram bucuroasă de ceea ce că am avut șansa de a pleca. Da, la nordul Irlandei, da, într-o cămărucă mai mică, dar era bine. Noi îți dorim mult succes în toate activitățile pe care le ai, mult succes la facultate și, desigur, un viitor așa cum ți-l dorești. Mulțumim mult!